valori și speranțe ale muzicii naționale. Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a acestei emisiuni cu titlul sugestiv Cântă un artist. Și dacă de fiecare dată sunteți invitați într-o imaginară casa a muzicii, construită de colegul meu, Adrian Beldiman, și invitații săi, astăzi rolurile sunt un pic diferite. Gazda va fi invitat, unul de onoare, pe care sper să-l descoperiți sau poate să-l descoperim împreună, într-o altă lumină. Eu, Angela Rudenco, îmi asum doar dreptul de a-i adresa câteva întrebări, iar coloana sonoră a emisiunii, ca răspuns la multe alte întrebări pe care și le pune sufletul zbuciumat al unui om de creație, va fi constituită, desigur, din melodii aranjate pe portativ de tânărul compozitor Adrian Beldiman. Dragă Adrian, îți este permis să-i saluți astăzi mai altfel pe ascultători. Cum ai face-o dacă n-ai avea pe umeri responsabilitatea de redactor-realizator al acestei emisiuni sau o greutate încă mai mare, cea de redactor-șef al redacției muzică? Salutare, Angela! Salutare, dragi radioascultători! Chiar am emoții, pentru că, de obicei, după cum ai menționat, sunt în rol de prezentator. Te-ai deprins să adresezi tu întrebările. Exact. Acum vei simți și tu pe pielea proprie ce înseamnă să particip la o emisiune. Dragi prieteni, vreau să vă spun că Adrian este un om senin și pozitiv. Chiar l-ați auzit râzând aici, are un zâmbet molipsitor care deseori, chiar și în situații mai dificile, este colacul de salvare pentru cei implicați. Adrian, eu mă bucur că într-o perioadă complicată de reformare sau reconstituire a colectivului redacției, ai făcut față provocărilor, ba chiar nu ai încetat să râzi atât de sincer și vreau să te întreb cum ți-a reușit. Într-adevăr, n-a fost simplu în acea perioadă de reformare. Cu toții am simțit această schimbare. Ce înseamnă pentru tine această funcție? Ești redactor șef al redacției muzică aici la Radio Moldova. În primul rând, este o responsabilitate enormă să conduci o redacție, mai ales că redacția noastră ocupă din spațiul de emisie practic o pătrime din emisia întreagă. Plus la toate, cred că a fost pentru tine și o provocare. Într-adevăr, o provocare și în prima perioadă era mai complicat, mai ales că jumătate din redacție nici sunt nu oameni, exista. Da, exact. Și doar din ianuarie 2013 echipa noastră s-a format. Avem în echipă deja 3 oameni noi. Este vorba de Valeria Barbas, Rosalina Boldumea și Ion Mandeș. 3 redactori prezentatori care au învățat pe parcursul anului trecut multe lucruri noi și mai au foarte mult de învățat. Noi suntem ca niște profesori pentru ei. Vreau să spun că am învățat și noi multe de la Adrian, pentru că el vine deja dintr-o altă generație care este la tu cu toate programele de calculator și am învățat multe lucruri. Adrian a fost în postură de profesor pentru noi cei mai vechi aici în redacția muzică și dezinteresat rămânea seriile uneori și ne arăta pe care butoane să apăsăm. Deci, atunci când apăsăm corect butonul, dumneavoastră să știți că este și meritul lui Adrian. Eu mă bucur că ați fost cointeresați să învățați lucruri noi, pentru că nu e simplu. Doamna Tatiana Chiriac a fost cea care m-a primit în familia radioului și îi mulțumesc foarte mult pentru că mi-a dat o asemenea posibilitate. Zic să ascultăm ceva muzică, după care să vorbim, dar despre muzică mai mult. Zic să ascultăm piesa Floarea Albastră, una dintre primele piese pe care le-am semnat în anul 2010. Chiar din titlul piesei se subînțelege că este In Memoriam Mihai Eminescu.
Drag Adrian cântă un artist este genericul uneia dintre emisiuni pe care le realizezi de când ești aici la radio, continui să o realizezi. Probabil este un generic care te caracterizează și pe tine personal. Cântă un artist. Ești o fire romantică, un suflet de artist, îndrăgostit de viață și de frumos. Dintr-o parte, cred că mai bine se vede. Te rog să nu fii modest. Deschide-ți sufletul așa în fața ascultătorului. Mai ales în această zi deosebită. Da, exact. Trebuia să remarcăm, pe 11 ianuarie, în fiecare an, Adrian își sărbătorește ziua de naștere. Cu această ocazie îi spunem la mulți ani, dragă Adriane. Mersi mult. Aveam mai multe detalii să concretizez despre acest număr, să zicem, aceste două cifre, 1 și 1, dacă ești superstițios sau nu, dacă contează pentru tine. Numerologic îi dau o valoare acestei cifre 1 de verticalitate. Pentru tine înseamnă ceva? Ești superstițios? Care sunt superstițiile? Înainte eram mai superstițios, mă rog, trecea o mâță, mai ales neagră, deja mă întorceam, căutam alte căi spre școală, de exemplu, sau cheile dacă le pui pe masă, sau un om cu o căldare de șartă. Acum însă... Te sperie mai puțin niște semne, așa, vagi, niște... Acum am devenit mai realist. Astăzi acum, deja da, lumea e atât de concentrată asupra serviciului. Asupra sunt mai mult lucruri reale, nu au timp să exact, se gândească. Sunt mai mult robotizați și chestia asta tot mă deranjează, dar asta e. Dar începusem să vorbim despre semnificația zilei de 11 ianuarie pentru tine. Cu numerologia ne-am clarificat ce înseamnă pentru tine ziua de naștere. Este o zi deosebită? Ce ți-ar place să faci în această zi? Sigur că îmi plac surprizele, cadourile. Ai rămas un copil în suflet. Întotdeauna dorim să auzim cuvinte frumoase, sincere în primul rând, de la cei dragi, de la prieteni, să fie apreciat, chestii de care fiecare are nevoie. Hai să mai ascultăm ceva, o piesă. Mie mi-a plăcut titlul The Ocean of Love, deci un ocean de dragoste. Ai simțit acest ocean fremătând în sufletul tău? Păi da, piesa este din 2010. Hai să-ți amintești acele clipe când ai scris această muzică. Dragă Adrian, uite acum dacă ne permiți să intrăm în laboratorul tău de creație. Cum apare o muzică ce sensibilizează inimile ascultătorilor? Dacă e să vorbim nu teoretic, abstract, ci la concret. Cum se întâmplă la tine? Eu înțeleg că de fiecare dată poate fi altfel, se poate întâmpla în mod diferit. Dar totuși, ce te inspiră și cum rămâne cu proverbeala formulă 99% muncă și 1% de talent?
Într-adevăr, 99% este muncă și 1% de talent. Ideea unei melodii apare foarte repede. Îți apare mai întâi linia melodică, exact, sau? Exact, exact. Ești un melodist. Pentru că ascultând piesele pe care le-ai scris, majoritatea sunt lirice, majoritatea au o melodie profundă, așa să zic, de suflet chiar. Sunt melodii care apar de la sine, adică nu stau special să le compun. Inspirația vine și în 5-10 minute apare și melodia. Mai mult timp îmi ia să fac un aranjament la acea melodie decât să creez această melodie. Sigur că inspirația nu vine în fiecare zi. Chiar trecând cu vederea titlurile pieselor tale, te-a inspirat... Sunt mai mult romantice, într-adevăr, da. Din poeziile lui Mihai Eminescu. Ce zice tu? Este inspirat din versurile lui Grigore Vieru sau este iarăși, ai scris-o in memoriam? Este inspirată și de versurile lui Grigore Vieru. Este vorba de poezia Tu. O poezie nucleu. Chiar îmi reamintesc și versurile din această poezie. Veni târziu acasă, să văd ce-ai zice tu, luai puțin din masă, să văd ce-ai zice tu. Mi-a râs pe drum o fată, să văd ce-ai zice tu, ne-am despărțit odată, să văd ce-ai zice tu. Este o poezie pur romantică, ceea ce mă caracterizează probabil. Pe data de 18 ianuarie vom marca cei 5 ani de la trecerea în neființă acestui mare poet al națiunii române. Music ar fi poate cazul să ascultăm această melodie. Să ascultăm. Este o piesă semnată în luna aprilie anul 2011. Ale muzicii naționale. Dacă vorbeam despre ceea ce te inspiră, ai o piesă instrumentală cu titlul 11 septembrie. Fiind romantică, ești totuși ancorată în realitate. Te afectează ceea ce se întâmplă în societate, ceea ce se întâmplă în lume în general și reacționezi cumva prin muzică la aceste lucruri.
Într-adevăr, ziua de 11 septembrie este o zi ce ne-a schimbat pe noi toți. Practic și omenirea s-a schimbat. Această piesă îi voi da o altă alură în acest an, sper să mă ajute Dumnezeu. Va fi interpretată de o orchestră simfonică. Hai să o refaci cumva într-un stil mai academic, dacă pentru orchestră. Exact, este realizată și partitura pentru orchestra simfonică și deja aștept cu nerăbdare să realizez și acest proiect. Să pătrundem în niște taine ale compozitorului Adrian Bildiman, poate n-ar fi rău să pășim treptele așa cum ai început. Să ne spui cum ai venit în muzică. În copilărie, mulți fac acest lucru la insistența părinților. Unii o fac accidental, alții o fac pentru că, într-adevăr, și-au dorit-o. La tine cum s-a întâmplat? Mi-aduc aminte, mama îmi povestea că pe când aveam 4-5 ani, stăteam la geam și bocăneam ritmul cu degetele pe exact. Pepervaz, de parcă aș cânta la pian. Cred că este ceva în sânge. Ceva ceea ce nu-ți poți explica nici tu. Este o dragoste pur și simplu pentru muzică. Așa cum un bucătar are o dragoste de a găti bucate, așa și un muzician are această dragoste chiar din copilărie. Este un moment fericit când este anume așa, dar ar trebui să fie suprapus pe această dragoste inconștientă pentru muzică ani și ani de studii, când ai învățat ce este muzica, cum poate fi muzica. Exact, pe când aveam 6 ani, deja la grădiniță veneau profesori de la școlile de muzică, căutau elevi cu auz muzical, simțul ritmului, iată că... Te-ai regăsit în listele lor. Exact, erau profesori de la școala de arte Alexei Stârcea. Anume, acolo ai studiat 8 ani de zile acordeonul. Nu doar, și la școala numărul 32, actualmente, liceul teoretic Iulia Hajdeu. Am cântat și în cor, am studiat acordeonul, cu toate că doream să studiez și pianul. Am studiat mai târziu pianul, pe când eram la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, după care au urmat și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Dacă ai făcut studii la acordeon, înseamnă că ai avut și un instrument, trebuia să exersezi acasă. Mai ai acum acordeonul, mai păstrezi o dragoste, să zicem, specială pentru acest instrument sau ai transferat-o asupra pianului această dragoste? Păi da, sunt tangențe între aceste două instrumente. Acordeon nu mai am, l-am vândut câțiva ani în urmă, mi-am luat un pian digital, unul performant. Și deja poate fi și pian, și acordeon, și orice alt instrument muzical. Spuneai și mai înainte, într-un interviu am citit că dintre toate instrumentele muzicale îți place mai mult pianul. Ai și niște demo-uri realizate, niște piese realizate în premieră pentru pian, pentru a fi mai apoi refăcute, să zicem, pentru o altă componență sau instrumentală, orchestrală sau chiar pentru voce. Hai să ascultăm ceva pentru pian. Să ascultăm, într-adevăr, pianul este un instrument mult îndrăgit încă din copilărie. Vom asculta piesa Zbor, semnată în luna mai a anului 2010. O piesă ce sper să vă placă. Thank you.
Adrian, ai menționat că ai cântat în cor. A fost nu un cor oarecare? Corul Trison, condus de Ștefan Caranfil. Și am mai cântat într-un alt cor, corul Andrieș, condus de Victor Nevoie, de la Școala de Arte Alexei Stârcea. Sunt colective, am putea spune, chiar de copii, dar profesioniste. Exact, am avut ocazia să mergem și în turneu în România. A fost ceva deosebit, mai ales în anii 90. Pentru un copil este ceva feieric să mergi într-o altă țară, mai ales fără părinți. Ca o aventură a fost pentru tine. Într-adevăr. O muncă și o aventură. E bine că ai reușit să le combini. Uite, crezi că ar putea fi o metodă de a educa și muzicieni profesioniști, dar și un public cult, elevat, care să poate să asculte nu doar muzică comercială? Deci cântatul în cor. Mai înainte era o obligațiune. Majoritatea copiilor cântau la școală. Existau aceste coruri în școli în care copiii erau obligați să cânte. După un studiu recent pe care l-am citit pe net, chiar te face mai bogat spiritual, te face și mai liniștit din punct de vedere al emoțiilor, mai organizat te face. Simți această echipă, că faci parte din această echipă. Este un lucru extraordinar. Poți spune că ai simțit pe pielea proprie efectele acestei activități? Sigur, eram soprano pe când aveam 10-12 ani, după care brusc am trecut în bariton și chiar într-o vară prietenii mei, colegii din clasă, nu mi recunoșteau vocea, spuneau ce se întâmplă cu mine. Ai mai cântat după mutația vocii? N-am mai cântat. Poate ar fi cazul să-ți amintești ce ar fi această activitate. Dacă aș mai avea ceva timp la dispoziție, cu mare drag, aș face. Cu toate că văd că nu prea am timp să scriu o piesă. De fapt, uite, majoritatea pieselor tale sunt piese instrumentale, dar sunt atât de melodice. Au o linie melodică distinctă, încât chiar parcă îți imaginezi că trebuie să existe cineva care o cântă cu vocea. Atunci când le-ai scris, dacă te-ai gândit să le cânte cineva sau așa au fost gândite ca piese instrumentale și dacă acum ți-ai dori poate să ai un text pentru o melodie din cele care le-ai scris deja pe care să o interpreteze cineva. Sunt foarte multe melodii ce ar putea fi interpretate de interpreți. Chiar recent una dintre aceste melodii a fost interpretată de Andrei Florea. Este vorba de piesa Rănile din suflet, pe care am lansat-o pe 16 decembrie 2013. Inițial era o piesă instrumentală, scrisă acum 3 ani. Era postată pe YouTube și mă gândeam să-i fac și o variantă vocal-instrumentală. Adică am vorbit cu Radmila Popovici Paraschiv, am început o colaborare frumoasă, dumneavoastră a făcut și un text extraordinar. Inițial piesa se numea Pasiune și infidelitate, varianta instrumentală. Cea vocală deja este intitulată Rănile din suflet. Adică reieșind din textul Radmilei, deja i-am schimbat și denumirea. Dar practic e aceeași melodie. Această piesă am colaborat și cu Valeria Barbas, colega noastră. Vocal realizează Valeria. Exact. Da, îl vom asculta și vreau să spui doar câteva cuvinte despre modul de interpretare, vocea specifică a interpretului și despre, am impresia că ai dorit să faci ceva nici de cum comercial și nici de cum o piesă pop. Îmi amintește ceva de operă. Într-adevăr, vocea lui Andrei Florea este una de operă. Eu zic că este o realizare frumoasă, s-o ascultăm împreună cu publicul, să zicem așa, care este în sală. Chiar este o premieră pentru că, nu știu de ce, nu prea am promovat-o. Va fi o premieră aici la Radio Moldova. Rai pe umeri purtai seninul de mai, o evă erai. Cad petalele, cad în flăcări de iad și vise. Dor.
ai schimbat un cer cu nor. Luna se frânge și soarele plânge rănile din suflet. Schimbat un cer cu nor. Luna se frânge și soarele plânge rănile din suflet dor. Petale ard și îngeri cad, căderea doare, iubirea moare. Cuvinte ard și lacrimi cad, pustiul doare, iubirea moare. Petale ard și îngeri cad, căderea doare. Vorbeam despre faptul că ai cântat în cor. Aici ai o mai mare experiență, chiar și ținând cont de faptul că ai predat. Ai fost profesor. Ce obiect ai predat? La o școală de muzică sau la o școală obișnuită? La o școală de muzică. Este vorba de școala de arte din satul Mereni, în apropiere de Chișinău. 5 ani am predat la această școală disciplinele de teoria muzicii, solfegiu și literatura muzicală universală. Am predat și la Colegiul Republican de Coreografie din Chișinău. Din câte țin minte, când am avut și practică pedagogică, când încerci să explici unui copil sau indiferent cineva care învață de la tine, să explici cum trebuie să facă un anumit lucru, înțelegi și tu mai bine cum trebuie să faci. A fost o școală pentru tine această activitate pedagogică? Mai este o școală? Eu veneam cu dragoste la școala de arte din Mereni. 5 ani totuși nu este un an. Elevi erau de diferite vârste, de la clasa 1-a până la clasa a 5-a, a 6-a. Chiar mă bucur că în acești 5 ani am reușit să predau elevilor și unul dintre ei a ajuns să învețe și la Colegiul Republican de Muzică Ștefan Neaga, la specialitatea Teoria Muzicii, la care am învățat și eu. Și practic la buget i-a fost foarte simplu să dea examenele de intrare la colegiu. Este primul elev din câte știu. Simți că este și meritul tău în acest într-adevăr, lucru. Este primul elev din acea școală din Mereni care a reușit să intre la o instituție atât de importantă cum este Colegiul Republican de Muzică Ștefan Neaga. Și dacă vorbeam despre relația profesor-elev, eu îmi imaginez că atunci când te aud la radio sau când îți ascultă piesele, profesorii tăi se bucură la fel și se mândresc. Despre cine dintre profesorii tăi îți amintești cu dragoste? Cine te-a marcat în mod deosebit? Sunt mulți profesori care m-au marcat. Este vorba de doamna Tatiana Lupan, profesoară de literatură muzicală universală la Colegiul Republican de Muzică Ștefan Neaga, Octavian Coteț, profesorul nostru de specialitate la aceeași instituție, la Academia de Muzică mi-au predat profesorul de compoziție Pavel Rivilis, căruia îi mulțumesc în mod deosebit pentru tot ce a făcut. Am învățat foarte multe de la el. Dumnezeu să-i dea sănătate și cu această ocazie transmit și un călduros la mulți ani. Doamna Galina Cociarov, Elena Nagacevski, la care am scris și teza de diplomă la specialitatea muzicologie, domnul Vladimir Axionov, Dumnezeu să-l odihnească în pace, un extraordinar profesor, și mulți, mulți alții, doamna Elena Mironenko,
O profesoară cu o inimă mare și înțelegătoare. După cum vorbești, îmi dau seama că ai amintiri plăcute, amintiri frumoase. Simți această recunoștință pentru profesori, pentru anii pe care i-ai petrecut în ucenicie, să zic așa, la colegiu, apoi la Academia de Muzică. Dar ai și niște amintiri neplăcute legate de muzică, să zicem. Neplăcute? Păi știm cu toții că examenele sunt un stres pentru toți studenții. Ca orice student am avut și eu emoții la examenele, mai ales cele de absolvire, cu toate că profesorii deja ne cunoșteau. Momentul, în schimb, era semnificativ, că uite, este examenul, absolvesc și mâine nu mai sunt student, mâine sunt profesionist. Liber să zbor. O piesă de-a ta care se intitulează Iubesc, trăiesc, visez, eu cred că ar fi potrivită să o ascultăm aici la moment. Când ai scris-o? Am scris-o în 2011. Este un tânăr care visează, trăiește și iubește. Să-l cunoaște. Despre examenul de absolvire a conservatorului, tu ai făcut 2 ani compoziție la Pavel Rivilis. Probabil ai avut de scris și o lucrare, o creație la absolvirea acestei facultăți și a fost cu siguranță o creație de muzică academică. Nu a fost ceea ce scris-o acum mai recent. Este vorba de variațiuni pe o temă de Bach pentru pian. Mi-aduc aminte că această creație a fost interpretată la examenul de compoziție de către fiica domnului Pavel Rivilis, Iulia Rivilis. Îmi pare rău că nu am înregistrat acea creație. Dar oricum, partitura probabil partitura o mai ai. Partitura este, exact. Este ca o bază la compartimentul compoziție, adică multe am învățat scriind această lucrare. Hai să ascultăm cea de-a doua piesă cu voce, care a fost lansată, dacă nu greșesc, în cadrul unei emisiuni la Express. Exact, în luna iulie 2013. Este vorba de piesa Da, 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 în colaborare cu Artur Corcodel și Kira, alias Mihaela Andronache. Textul această piesă îi aparține lui Artur Corcodel. O piesă luminoasă, de dragoste. Băieții au cântat-o și la nunta fratelui meu. Le mulțumesc foarte mult. Dar nu a fost scrisă cu o anumită ocazie? Păi nu, chiar și această denumire a apărut în urma versurilor semnate de Artur și mă bucur că pot scrie și mai diferit decât creațiile precedente, pentru că observăm, mulți compozitori au același stil și se observă lucrul ăsta. Important să fim diferiți. Deci ar fi o problemă de discutat. Da. Ar fi într-o altă emisiune. Da, într-o altă emisiune, într-adevăr, o emisiune de specialitate. Eu cred că important este să recunoști muzica unui compozitor atunci când el are acel stil, dar să reușească să fie inovativ, deci să aducă întotdeauna în creațiile sale ceva nou. Tu ești unicul meu, vino mai aproape, te rog. Tu ești unicul meu, să te sărut pe plape, fiindcă lumea e a
dintre activitățile tale, uite, m-am gândit să mai menționăm una. Ai fost membru al juriului la etapa națională a Eurovisionului de anul trecut. Ce a însemnat această activitate pentru tine? Cum ai văzut procesul acesta? Cum ai văzut showbizul de la noi? În ce lumină l-ai văzut din perspectiva, uite, fiind juriu la un concurs? Este o responsabilitate enormă să alegi acel reprezentant al țării. Sigur că nu e simplu. Anul trecut era mult mai complicat pentru că nu era clar cine e cel mai bun. Spre deosebire de anii precedenți, când era clar că Zdubii vor pleca la Eurovision. Da, cineva detașat era... Exact. Când Natalia Barbu era clar că pleacă la Eurovision. Dar anul trecut, practic, mulți erau pe același nivel. Era vorba de Boris Koval, Alona Mun, Carisma și cu Cristina Croitoru, da. Dar cred că totuși juriul a ales pe cine trebuie. Alona Mun, într-adevăr, a fost cea mai bună dintre toți. Cu demnitate, într-adevăr. Dar ți-ai mai dori să mai fii membru a unui juriu cu atâta responsabilitate? Sunt și plusuri și minusuri. Adică, da, ești promovat, dar minusul este că alții te întreabă, dar de ce mi-ai pus 7 puncte și nu 8 și tot așa, de ce mi-ai pus 5 puncte? Oricum, alții te mai șterg din prieteni de pe Facebook. Din lista prietenilor, da. Hai să ascultăm piesa cu titlul Suflet fără chei. Ești gata să-ți deschizi sufletul în fața ascultătorilor? Păi, cel puțin prin muzică sunt gata. Această piesă a participat și la preselecția națională a concursului Eurovision din anul trecut. A trecut prima etapă. Interpreții, mă rog, probabil că nu au ales-o pentru că este foarte complicată. Necesită un ambitus al vocii foarte mare. La vioară cântă Sant Gorgos. La fel am colaborat cu acest compozitor și instrumentist talentat. Probabil adresezi și tu această întrebare celor pe care îi inviți la emisiune. Ce ai fi dorit să te întreb? Și eu, ca întradins, nu te-am întrebat. Ce ai fi dorit să spui și nu am reușit să-ți adresez această întrebare? De fapt, nu este o întrebare, dar aș putea spune că dacă cumva v-a atins sufletele prin muzica pe care o ascultați în cadrul acestei emisiuni, o puteți reasculta accesând YouTube. Și acolo găsiți nu doar muzica mea, ci și emisiunile pe care le realizez, interviuri cu interpreți și artiști importanți din Republica Moldova. De asemenea, să nu uităm și de site-ul trm.md, unde găsiți toate emisiunile, inclusiv și această emisiune Cântă un artist, care în anul trecut a făcut 10 ani. Suntem la început de an, dacă dorești să spui câteva cuvinte și ascultătorilor. Le doresc în primul rând sănătate, fericire, împliniri. Ascultați Radio Moldova, muzică de calitate. Vă doresc să fiți apreciați, să fiți iubiți și nu uitați să și visați. Mulțumesc mult pentru această urare a ascultătorilor, iar ție, drag Adrian, cu ocazia zilei de naștere în primul rând, vreau să-ți doresc împliniri profesionale și sufletești. Să te vedem cât mai des zâmbind, să păstrezi calitățile care te determină și să mai faci câțiva pași spre marele scop al vieții tale. Succes, Adriane, și la mulți ani! Îți mulțumesc, Angela, la mulți ani și până la noi întâlniri!